Viitorului Hagi și Dinamo Zagreb sunt exemplele după care vor să se ghideze noii constructori ai petrolului. Cristi Vlad și Mircea Dridea sunt din generații diferite, dar au același scop. Renașterea clubului la care au scris istoria din iarbă. Vlad era team manager când petrolul juca cu Dinamo Zagreb în preliminarele Europa League. El a rămas impresionat de structura clubului care vinde jucători an de an pe milioane de euro. Iar seniorul Dridea susține că exemplul clubului condus de Gică Hagi este cel mai bun pentru a construi noua grupare de la cel mai mic fotbalist la cel mai mare. Îi conduseră atunci, la momentul ăla, de ultimii 2 ani, de 100 și la 2 milioane de euro. Dar nu asta e problema. Cum erau organizați și cum tratează lucrurile în ceea ce privește copiii. Dar mă și acum au vândut un jucător la Inter pe 20 și ceva de milioane de euro. Nu știu dacă vom putea vreodată ajunge la nivelul ăla, dar ne dorim să copiem. De ce să ne fie rușine să copiem ce fac alții buni? Viitorul Ploieștiului, în ceea ce privește creșterea copiilor și juniorilor, este unul singur. Academie de fotbal, după modelul Gică Hagi, ca să spunem așa. Tavi Grigore va fi ajutat de antrenorii secunzi Nae Constantin și Gică Liliac. Grigore spune că are conturată o listă de jucători pe care se află și nouă fotbaliști de la fostul centru de copii și juniori. Vlad, Grigore și suporterii speră ca săptămâna viitoare să aibă loc reunirea lotului și primele antrenamente. Încercăm să formăm un lot. Cu siguranță în iarnă lotul va fi îmbunătățit. În vara următoare va fi din nou îmbunătățit în funcție de nivelul de performanță pe care îl etalează jucătorii. Cristi Vlad a făcut o adresă către primăria Ploiești, astfel încât noua echipă să poată juca pe Arena Ilie Oană și să primească sigla, mărcile și palmaresul. De asemenea, toți cei care vor să contribuie financiar la bugetul clubului pot face donații în lei în contul deschis de Asociația Petrolul 52 la Alfa Bank. RO 60 BUCU 18122353 9171.